Până când vom avea echipe românești de fotbal calificate în grupele Champions League, avem o echipă românească de Counter-Strike ce va juca la cea mai importantă întrecere mondială pentru acest joc video. Se numește Nexus și a reușit o performanță istorică, cu atât mai demnă de discutat cu cât sporturile electronice sunt în continuare considerate o șoacă în România, iar cei care le practică la nivel profesionist sunt rar văzuți ca fiind sportivi. Discutăm despre acest subiect cu Radu Hângănuț la The Cube. Radu, recunosc, pentru mine acest sport este foarte atractiv, pentru că nu trebuie să mă ridic de pe scaun. E un bun început. I-ai spus da, sport. I-am spus sport. Da, e sport sau nu e sport, de fapt? În măsura în care șahul este sport, atunci logica ne spune că și sporturile electronice sunt sporturi, pentru că este nevoie de un nivel de tactică și de un nivel de cunoaștere a unor strategii foarte ridicat. Acum, nu o să mă laud, dar ai lângă tine un practicant foarte amator. Chiar am niște imagini pe care ți le pot arăta cu caracterul meu de la FC24, de la FIFA, să-i spunem, ca să fie mai simplu de înțeles. Sunt membru al echipei Game Expert, joc fundaș și sunt foarte mândru de faptul că sunt în această lume. Suntem și noi mândri că avem un asemenea coleg. Însă revenind totuși la ceea ce contează și la ceea ce ne-a dus în această dimineață aici, ceea ce au reușit cei de la Nexus este o performanță cu adevărat importantă pentru acest domeniu. Un domeniu care în continuare are nevoie de reglementare, pentru că avem aceste performanțe punctuale, avem foarte mulți sportivi în sporturi electronice care fac parte din echipe internaționale și au performanțe. Acum avem și o primă echipă românească care la Counter-Strike are o astfel de performanță la nivel mondial, însă nu avem federație și nu este recunoscut ca fiind un sport. O să discutăm toate aceste lucruri, însă prima dată vorbim despre Nexus și îți propun să vedem ce au reușit ei și chiar să discutăm apoi cu Cătălin Stănescu. Performanța celor de la Nexus este una istorică. Aici vă spuneam, am și imagini cu caracterul meu de la FC24, sunt membru al echipei Game Expert, însă ceea ce au reușit cei de la Nexus este cu adevărat important pentru sporturile electronice din România. Au reușit o calificare istorică, deoarece trebuie să înțelegem faptul că până acum nicio altă echipă românească nu s-a mai calificat la un astfel de eveniment internațional. Dar pentru a înțelege mai bine ce au reușit cei de la Nexus, îl avem alături de noi pe Cătălin Stănescu, capitanul acestei echipe. Bună dimineața, Cătălin, și îți mulțumesc că ești alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Cătălin, dacă aș fi cineva cu care te întâlnești pe stradă, aș fi așa un boomer la vreo 50 de ani și te-aș lua la rost, domnule, dar copile, tu de ce nu faci? Tu de ce nu ești pe afară și să te joci în zăpadă și stai toată ziua la calculator? Și ce e performanța asta pe care ai reușit-o? Cum i-ai explica ceea ce voi la Nexus ați reușit zilele acestea? Păi, în primul rând, aș începe cu o comparație, pentru că toată lumea din România știe ce înseamnă fotbalul, însă foarte puțin știu despre e-sport, așa că este o comparație destul de bună aici, pentru că aceste două lucruri sunt destul de similare, adică și la e-sport trebuie să te antrenezi ca să faci performanță, ai o echipă în spate care te ajută să ajungi la performanțele la care ajungi, psihologi, antrenori, un staff care îți asigură tot ce ai nevoie, echipament, cum la fotbal ai ghete mai performante și jampiere și tot felul de lucruri, la fel și la e-sports ai nevoie de un mouse performant, tastatură, căști, monitor, calculator, toate trebuie să fie foarte performante. Spune-mi câteva cuvinte, te rog, Cătălin, despre competiția în care voi ați jucat și unde v-au dus acele meciuri pe care voi le-ați câștigat zilele trecute. Competiția la care noi am jucat și am reușit să ne calificăm este cea mai mare din lume, cu echipe de pe toate continentele, cele mai bune echipe. Și noi am ajuns în stadiul de regional de Europa, care va fi offline aici în București.
Sunt țări precum Franța care are o federație de e-sports. Sunt țări precum China sau Coreea de Sud sau chiar Rusia care investesc sute de milioane în acest sport care e și recunoscut ca fiind sport în aceste țări. Cu ce v-ar ajuta pe voi, jucătorii de sporturi electronice din România, dacă această activitate ar fi recunoscută ca sport? Nu pot să răspund eu exact la această întrebare, însă cred că ne-ar fi mult mai ușor, ar fi mai multe turnee, poate am avea o carte de muncă, să zic, în domeniul acesta și probabil am fi recunoscuți sub un nume, nu ca jocuri pe calculator, sau că ne jucăm, pur și simplu. Știu că voi poate în prezent trece la următorul stadiu de sportivi sau ceva de genul. Știu că voi în prezent, neavând acest statut de sportivi profesioniști, atunci când sunteți în aceste echipe, sunteți trecuți așa în acte pe tot felul de funcții din domeniul marketingului, de exemplu, nu? Greșesc? Depinde. Până la urmă îți vinzi drepturile de autor. Am înțeles. Spune-mi, te rog, ce implică o astfel de competiție și antrenamentele pentru o astfel de competiție? Pentru că ceea ce se reproșează din partea celor care poate nu cunosc foarte mult acest domeniu al sporturilor electronice e că oamenii care le practică nu fac o activitate fizică. Însă nu cumva e foarte important și pentru voi să aveți activitate fizică separată de ceea ce voi faceți ca pregătire tactică, de exemplu, în pregătirea voastră? Ba da, este importantă și o pregătire fizică și o dietă adecvată, pentru că stând foarte mult la calculator și antrenându-te prea multe ore, chiar ai nevoie să ieși din mediul ăsta de sedentarism. Noi petrecem destul de mult timp antrenându-ne, în jur de 8 ore, și chiar nu este o joacă, adică depui foarte mult efort în acest e-sport, să spun așa. O să te mai rog un lucru, Gabriel. Ce le spui celor care poate sunt adolescenți, sunt pasionați de gaming și își doresc, visează să facă acest lucru la nivel profesionist? La ce să se aștepte atunci când se înhamă la această poveste? Dacă au un vis, ar trebui să creadă în el, însă este un drum destul de greu, să spun așa. Va trebui să facă multe sacrificii, pentru că îți consumă destul de mult timp. Și părinților care poate au acasă un copil care e foarte, foarte pasionat de jocuri pe calculator, ce le spui, ce le transmiți? Ar trebui să îi înțeleagă și pe ei și dacă vor o carieră în gaming, viitorul este din ce în ce mai bun pentru treaba asta. Îți mulțumesc, Cătălin, pentru această intervenție și îți propun să rămâi alături de noi și să ne urmărești, pentru că vom discuta în minutele următoare cu Gabriel Toncean, vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport, tocmai despre acest domeniu, despre sporturile electronice și despre perspectiva ca aceste sporturi electronice să fie sau nu recunoscute ca sport și în România, așa cum se întâmplă și în alte țări. Bună dimineața și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună dimineața, cu mare drag. Domnule Toncean, spuneți-mi, vă rog, care sunt perspectivele pentru acest domeniu? Pentru că de un proiect de lege pentru a recunoaște sporturile electronice în România s-a tot vorbit în ultimii ani, însă lucrurile nu par să se întâmple cu viteza cu care se întâmplă performanțele, de exemplu. Care este perspectiva de timp? Da, în primul rând vreau să îl felicit pe interlocutorul care a fost adineaur în directul nostru, să-i spun că apreciez toată munca lor, pentru că este o muncă a științei și sigur nu este ușor ceea ce fac. Însă vorbim despre, din punctul meu de vedere, despre o confuzie fatală, aș numi eu, pentru că ea poate produce consecințe imposibil de evaluat din punctul meu de vedere, în ceea ce privește până la urmă situația de fapt.
Gamingul, așa cum am spus, nu cred că este un sport, nu reprezintă o disciplină sportivă autentică, iar a confunda sportul cu un joc de calculator, oricât de avansat tehnologic ar fi, constituie una dintre marile greșeli de neiertat pe care generațiile care vor urma ne va reproșa cu siguranță. Așadar, din perspectiva dumneavoastră, nu există nicio posibilitate ca în viitorul apropiat, pe termen mediu sau scurt, să fie recunoscute sporturile electronice ca fiind sporturi în România? În primul rând, nu depinde de mine. Eu doar dau o părere, vă spun un punct de vedere care îl susțin și raportat la faptul că România se confruntă astăzi cu o situație care, cu rare excepții, poate fi catalogată ca fiind dezolantă. Aici fac referire la faptul că suntem pe locul 2 în ceea ce privește obezitatea infantilă în Europa sau, cu atât mai mult, pe ultimul loc în ceea ce privește sportivii legitimați, sportul de masă, care reprezintă, de fapt, baza de selecție a sportului de performanță și un indiciu de sănătate a populației, a devenit azi o amintire. 60% din populația României nu mai practică niciun fel de exercițiu fizic. Și ca să mă înțelegeți mai bine, clar nu sunt potriva unei reglementări legislative corecte a domeniului jocuri electronice. Însă de aici până la recunoaște gamingul ca disciplină sportivă oficială, este o distanță uriașă. Ca părinte, în primul rând, ca om și ca vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport, consider că România trebuie să rămână țara în care sportul este sinonim cu activitățile fizice susținute, iar gamingul va performa în continuare sub tutela educației sau a cercetării, fiindcă mi se pare mult mai compatibil. Dar domnule Tuncean, până la urmă și șahul este un sport și nici la șah nu faci mișcare, nu faci o activitate fizică. Așa este, așa este. Am mai primit această replică. Însă vedem că vremurile s-au schimbat și cred că ar trebui să punem mult mai mult accent pe activitatea fizică, pentru că eu așa consider și am considerat întotdeauna că nu putem confunda sau amesteca situațiile. Un sportiv care depune efort fizic cu cel care depune efort intelectual. Ambele persoane trebuie să beneficieze de ajutor și de sprijin și clar gamingul este într-o dezvoltare continuă și apreciez acest lucru, dar cred că ar trebui lăsate fiecare pe nișa și pe direcția proprie. Și atunci ce le transmiteți dumneavoastră, ce le transmite Agenția Națională pentru Sport celor care practică această activitate și care ar putea beneficia de pe urma faptului că activitatea lor este recunoscută ca sport. Și nu se va întâmpla acest lucru. În primul rând, noi nu putem decât să-i susținem, să-i încurajăm, să-i felicităm și consider că o direcție mult mai amplă în privința digitalizării sau sub directa tutela Ministerului Digitalizării sau a Ministerului Educației și Cercetării ar fi mult mai abordabilă și mult mai, hai să o numesc, conservatoare. Dar ce presupune această susținere și încurajare dincolo de declarație? Pentru că doar susținere și încurajare nu îi ajută. De exemplu, pe cei precum Cătălin, care l-ați ascultat probabil și dumneavoastră, ei lucrează pe drepturi de autor, de exemplu. Sigur, aici trebuie să intervină cei care sunt în materie juridică și care cunosc exact. Până la acest pas ar trebui reglementată situația din punct de vedere legal și vom vedea ce pași vor fi. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Tuncean. A fost alături de noi Gabriel Tuncean, vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport. Așadar, cred că încheiem nu cu vești foarte bune pentru cei care practică sporturi electronice. Adică inclusiv pentru tine, din păcate. Da, uite, trebuie să rămân la jurnalist. Nu am de ales. Cariera mea de fundaj la Game Expert pare compromisă dacă vreau să trăiesc doar din asta. Eu cred că pot fi împăcate. Uite, dacă după aceste jocuri, nu, după jocurile pe computer, dacă faci și activitate fizică, faci și sportul tradițional, cred că poți să le împaci pe ambele. Cu siguranță și l-am ascultat și pe Cătălin, care spunea și are completă logică ceea ce spune. Ai nevoie de o formă fizică foarte bună. Nu trebuie să ne gândim, poate ok, nu la șah, dar la piloții de Formula 1. Și acolo sunt discuții interminabile de zeci de ani, că ei nu sunt sportivi, că ei de fapt sunt niște mașini și mașinile fac acea treabă. Trebuie rezistență fizică să joci atâtea ore, îți trebuie o capacitate psihică care nu poate să existe în absența unei forme fizice foarte bune. Acest lucru se întâmplă deja, l-am auzit și pe Cătălin, ei fac deja aceste lucruri la nivel profesionist.
dar acum dacă a existat vreodată un cadru legal și dacă vor fi sporturile electronice considerate și recunoscute ca fiind sport, cred că mai trebuie să aștept. Fac performanțe și fără un cadru legal, vedem acest lucru. Eu îți mulțumesc foarte mult, Radu.